Tăieri de pensii de 4.000 de lei Pensionarii se revoltă. Noua lege a pensiilor desfințează practic grupele de muncă. Pensionarii CFR s-au adunat în fața Ministerului Muncii pentru a protesta împotriva noii lege a pensiilor. Aceștia susțin că recalculările le-au diminuat veniturile, cu tăieri de până la 4.000 de lei. În ultimele zile, nemulțumirea pensionarilor din cadrul CFR a crescut exponențial aceștia fiind solidari cu alte categorii profesionale care au protestat anterior. Sute de foști angajați ai căilor ferate s-au strâns la minister pentru a-și exprima nemulțumirile legate de impactul negativ al legii NR360-2023 asupra pensiilor lor. Pensionarii CFR și alte organizații atrag atenția asupra efectelor negative generate de implementarea legii NR360-2023. Nemulțumiri majore în rândul pensionarilor CFR. Rodrigo Maxim, liderul sindicatului CFR, a subliniat că sunt oameni nemulțumiți care au venit cu deciziile de pensionare ca să demonstreze că pensia recalculată este mai mică, într-o mie și patru de lei, și nu sunt de acord să le înghețe pensia pe o perioadă de timp de care ei nu mai știu dacă mai trăiesc. Și nici cei care urmează să iasă la pensie să iasă cu pensii mai mici decât cei actuali. Această recalculare i-a afectat pe cei care au muncit în condiții speciale, lăsându-i cu pensii mai mici decât se așteptau. Maxim a mai anunțat că suntem chemați la negocieri. Vreau să anunț pe această cale că dacă nu rezolvăm și nu ne facem înțeleși, atunci vom continua cu un miting de proteste peste zeci de mii în fața guvernului pe 25 octombrie. Critica legii în R360-2023 Sindicaliștii din cadrul CFR și alte organizații profesionale atrag atenția asupra efectelor negative generate de implementarea legii NR360-2023. Aceasta afectează în special persoanele care au lucrat în condiții dificile. Conform acestora, recalcularea pensiilor a provocat scăderi considerabile pentru unele categorii de pensionari, în timp ce cei care au lucrat în condiții normale au primit puncte de stabilitate suplimentare. Protestatarii contestă, de asemenea, prevederea care impune un stagiu mediu de cotizare de 25 de ani, considerând-o injustă pentru cei care au muncit în condiții dificile. În comunicatul său, Confederația Sindicală Națională Meridian a subliniat că Noua lege a pensiilor desfințează practic grupele de muncă și dezavantajează persoanele care au lucrat în condiții speciale sau deosebite, deși acestea au contribuit suplimentar la bugetul asigurărilor sociale. Punctele de stabilitate, care reflectă contribuția suplimentară, nu sunt acordate celor care au activat în aceste condiții, ceea ce creează o discriminare. Protestatarii cer dreptate Protestatarii strigă demisia, rușine să vă fieje și PSD și PNL aceeași mizerie, exprimându-și astfel frustrarea față de sistemul de pensii și de politicul țării. Unul dintre participanți a povestit Am fost lăcătuș mecanic, șef de echipă și maestru la cariera Seciu și cariera Tismana mi-a venit recalcularea cu minus 404 lei. Am lucrat 35 de ani, zi de zi în carieră. Am îndurat friguri, geruri, ploi, caniculă, toate vicisitudinile vremii. La meeting-ul ce se va desfășura între orele ora 9 și 45 de minute și ora 12, vor fi prezente și alte organizații, inclusiv organizații ale societății civile care reprezintă pensionari actuali și viitor pensionari. Constantin Crețan președintele Federației Naționale a Muncii, a subliniat impactul grav al acestor măsuri. Avem tăieri de până la 4.000 de lei dintr-o pensie. Cât înseamnă asta? Cam 40 de procente, 50 de procente chiar, la unii. Impactul asupra diverselor categorii de pensionari. Conform unui comunicat al Confederației Sindicale Meridian, actuala lege a adus beneficii clare pentru anumite categorii de pensionari în special pentru cei care au muncit în condiții normale, au lucrat perioade mai lungi și au avut contribuții virate constant către bugetul asigurărilor sociale. Pe de altă parte, aceeași lege a dezavantajat grav persoanele care au lucrat în grupe de muncă, cele cu dizabilități sau grade de invaliditate, precum și pensionarii cu venituri mici. După recalculare, aceștia s-au trezit cu pensii reduse, care vor fi indexate la noua valoare, rezultând o diminuare sau stagnare a indexărilor pe câțiva ani în funcție de diferențele dintre pensia veche și cea recalculată. Noua lege elimină, practic, grupele de muncă speciale și deosebite, afectând pensionarii care au contribuit suplimentar, dar nu primesc puncte de stabilitate, spre deosebire de cei care au lucrat în condiții normale și nu au plătit contribuții suplimentare, conform Confederației Meridian. Calcularea valorii punctului de referință cu acest stagiu mediu de 25 de ani prejudicează în mod nedrept pensionarii din condiții deosebite sau speciale de muncă și avantajează pensionarii din condiții normale de muncă. Totodată, pensionarii care au lucrat în condiții de muncă deosebite sau speciale nu beneficiază de punctele de stabilitate care sunt oferite prin lege celor pensionați din condiții normale de muncă, pentru anii lucrați peste stagiul mediu de 25 de ani, menționează sursa citată. Protestul din fața Ministerului Muncii și Solidarității Sociale a atras salariații pensionari din diverse organizații, precum FSTFR, Federație Mecanicilor de Locomotivă din România și Uniunea Sindicatelor Spitalelor CFR. De asemenea, au participat angajații pensionari de la MetroRex, Federația Națională a Muncii, Uniunea Națională Muncii Valea Giului și Șoltenia și alte sindicate, precum Sindicatul Rezistența Muncitoriască, Liga Muncitorilor din România, și sindicatul cadrelor militare disponibilizate, reprezentând mineri, energeticieni și cadre militare din diverse județe. O delegație a intrat la discuții cu ministrul Muncii